din banii noștri dați la stat în formă de taxe, Biserica Ortodoxă și alte biserici apostate primesc susținere financiară. Ce ar trebui să facem? Să ne plătim taxele și să luptăm în felurile în care e la dispoziția noastră pentru a schimba legea în statul în care trăim. Da? Deci faptul că statul face ceva împotriva Scripturii nu înseamnă neapărat că eu nu mai am nicio responsabilitate. Acum există o linie la un moment dat în care s-ar putea să trebuiască să fiu total radical împotriva statului. Vorbim de revoluție, da? Chiar Statele Unite se bazează pe sau bazat pe această pe acest principiu că la un moment dat când statul violentează drepturile omului date omului de la Dumnezeu într-un caz groaznic, omul are datoria să revolte împotriva statului. În România nu cred că suntem într-o asemenea situație. Noi putem merge la vot, noi putem face propagandă, noi putem tot felul de lucruri să pot face. Ideea la ora actuală e cam așa, băi, asta nu se schimbă niciodată. Noi suntem o țară ortodoxă, clar că Biserica Ortodoxă are toată influența. Nu e chiar așa. În primul rând că ortodoxii, chiar ortodoxi, din câte îmi dau eu seama, foarte puțin ies la vot, da? Demografic vorbind. Foarte mulți dintre aceia, dacă te uiți în discuțiile care se publice, îs sătui de o biserică care tot timpul numai e sugativă pe spatele statului și are o avere imensă cu care ce face pentru, până la urmă, pentru creștinul ortodox, da? El stă și se uită și auziți foarte mult lozinci din astea, din partea unor oameni care ar zice poate că sunt ortodoxi. Vrem spitale, nu biserici. La ce se referă ei când spun asta, da? Bun, ce facem noi ca să informăm pe acești oameni despre ce învață Biblia cu adevărat, inclusiv despre... Ar fi un punct de pornire. A, tu crezi că statul și biserica ar trebui să fie independentă? Și eu cred asta. Hai să-ți explic de ce. Hai să-ți explic din cuvântul lui Dumnezeu. Hai să-ți explic cum asta se leagă de Evanghelie. Da? Ce mod de evangelizare extraordinar. Ca tare. Plătiți taxele și impozitele și folosiți-vă de toate drepturile și oportunitățile ca și cetățeni în statul acesta, așa cum este el acum, ca să aduceți o schimbare pozitivă înspre o alinere mai corectă față de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce să nu faceți, nu încălcați cuvântul lui Dumnezeu care îți spune să plătiți taxele și impozitele și stați numai și fiți cărcotași. Asta e absurd. Da? Pentru că, de fapt, nu te interesează dreptatea statului sau societatea în care trăiești, te interesează să nu dai tu banii la impozit. Asta te interesează. Nu te interesează nimic altceva. Cum considerați implicarea bisericilor și a slujitorilor lor în aspecte ce privesc apărarea unor principii biblice, de exemplu, Coaliția pentru Familie și proiectul de modificare a Constituției? Cum considerați asocierea oarecum ecumenică a baptiștilor cu alți reprezentanți ai unor culte sau din societatea civilă în dimensiuni civice de gen modificarea Constituției pentru statutul căsătoriei între un bărbat și o femeie? Da? Mai dificil. Nu cred că e, cel puțin conceptul actual de ecumenism nu are de a face cu chestiuni civice sau sociale. Ecumenismul pe care noi îl condamnăm are de a face cu ceva spiritual, cu uniri spirituale, da? Chiar dacă nu susții Coaliția pentru Familie sau din nu știu ce motive, nu poți să susții pe motive că e ecumenism. Ăla nu este ecumenism, din ce înțeleg eu despre ecumenism. Deci dacă noi facem o mișcare socială cu ortodox sau cu martorii lui Jehova, nu înseamnă că suntem ecumenici. Da? Deci cineva ne asuprește, noi ne revoltăm sau protestăm și înseamnă că am făcut ecumenism cu martorii lui Jehova. Deci nu fim absurzi. Dar cred că se confundă niște categorii de gândire. Ecumenismul privește în mod special părtășia spirituală. Da? Dar și cu toate astea fiind spuse, totuși mi se pare că, mie, e o părere pur personală, starea actuală a lucrurilor astea e cel puțin confuză. Da? Mi se par că prestările liderilor evanghelici sunt confuze și nu mă refer la gen evenimentele politice. De exemplu, sunt evenimente organizate de așa zise organizații evanghelice sau biserici evanghelice pe temele acestea și Evanghelia este absentă. Da?
se argumentează tot felul de lucruri despre familie și Evanghelia este absentă și temelia biblică clară este absentă. De ce? Ca să ajungem la un numitor comun. Bă, toți suntem creștini, toți credem în altfel. De când e lumea, așa au fost lucrurile, un bărbat și o femeie. Nu asta este scopul nostru ca și lider spiritual. Scopul nostru este să fim un glas profetic care strigă în pustie și expune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar atunci când discutăm despre aspecte sociale. Asta este jobul meu ca și păstor, nu ca să ajung la numitorul cel mai comun încât să pot forma o coaliție politică puternă. Nu. Nu asta este. Confuzia asta mi se pare intenționată din partea liderilor evanghelici. Mi se pare că ori nu știu, ori sunt incompetenți, ori aleg ca să înfrâneze de la a tranșa niște lucruri pe lucrurile acestea, pe discuțiile acestea, pentru că asta ar crea prea mare distanță între cei cu care vor ca să fie în coaliție. Da? Deci aș cere din partea liderilor evanghelici mai multă claritate, da? Și a delimita foarte clar faptul că noi toți vom merge și vom vota pe bază politică, civică și așa mai departe pentru lucrul acesta și aspectul spiritual. Nu-s delimitate suficient de mult la ora actuală. Nu-s delimitate suficient de mult. Și asta e o problemă și va duce inevitabil la un ecumenism. Va duce pentru că cetățeanul de rând și membru de rând din biserică interpretează în acest fel. Ne-am unit! E ok! S-a dus președintele cultului nostru la evenimentul nu știu care a cultului respectiv, care până acum l-am considerat eretic, da? Sau la rugul aprins sau stins sau cum îi. Da? Să fie foarte clar. Viorel Iuga n-avea ce căuta la rugul aprins pe pretextul că el merge acolo să promoveze familia. Și să zică, noi toți aici suntem slujitorii lui Dumnezeu. Citat. Da? Este înregistrarea. Asta n-are treabă cu coaliția familiei și așa mai departe. Ăsta e ecumenism. El, ca președintele cultului baptist, a afirmat niște oameni care propriul cult din care ei s-au retras, i-a declarat eretici și proroci falși. Ăsta e ecumenism pur. Da? Și nu poți sacrifica claritatea Evangheliei pentru că vom salva familia împreună. Da? Nu poți. Predică Evanghelia, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu, fă-ți datoria de cetățean și culcă-te liniștit că Dumnezeu este suveran peste universul acesta. Simplu. Dacă biserica locală este independentă și comunitatea și cultul sunt instituții nebiblice, cine ar trebui să se ocupe de probleme precum plantarea de biserici în zone aride și defavorizate din țară, unde sunt puține biserici evanghelice? Biserica. Cum s-a ocupat în biserica primară? Până să facă cultul, cine? Dumnezeu prin biserică. Da. Deci, biserica. Biserica a desemnat, au fost evangheliști, au fost plantatori de biserică. Noi de aceea, de exemplu, batem drumul până la Timișoara și frații au bătut drumul până aici, pentru că vrem să vedem biserici adevărate plantate peste tot. În Timișoara, în Suedia, oriunde altundeva putem. La ora actuală suntem cumva întinși aproape la limita bisericii noastre micuțe, da? Când Dumnezeu ne va da mai multe resurse, le vom reinvesti în a face ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem. Să provăduim Evanghelia și să sprijinim lucrarea de a planta biserici după cuvânt. Atât. E foarte simplu. Dacă fiecare biserică ar face exact ceea ce Biblia îi poruncește să facă, ar fi perfect. Deci noi, când eram în cult, asta nu e o tragedie, dar nu e neapărat datorită cultului, să zic, în sine. Aveam trist, așa, scris pe o tablă acolo, la comitet, bisericile baptiste care s-au închis sau bisericile, sau localitățile în care nu mai sunt biserici, care s-au închis și în care nu mai sunt biserici. Este o tragedie, dar ce pot să facă ei? La propriu, ce ar putea să facă ei? Nu-i slujba lor asta. Este slujba noastră, ca biserici, să ne ducem să propovăduim Evanghelia, să facem ucenici, să-i botezăm și să plantăm biserici. La propriu, slujba noastră nu este a lor. N-ar putea să facă ei absolut nimic. Dacă respecti mandatul biblic, ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, lucrarea merge înainte. Și din potrivă, se vede că atunci când s-au concentrat bani într-o organizație parabisericească sau care într-un fel încearcă să reprezinte niște biserici, s-au scurs banii în tot felul de structuri, tot felul de organizări, tot felul de oameni care fac nu știu ce și nu este eficiență. Deci câteva statistici așa pe larg și dacă sunt aproximații, dar ele există cu certitudine, le puteți căuta și vi le pun la dispoziție.
vorbim, cumva, întrebarea e bine intenționată, da? Sunt oameni care n-au acces la Evanghelie sau sunt oameni unde nu există vreo biserică, ar trebui cineva să se ocupe de asta. Și cu siguranță dacă ar fi un cult care s-ar ocupa de asta, problema ar fi rezolvată, da? Problema este mult mai sistemică decât atât, unul la mână. Ne uităm, de exemplu, la eforturile per total al bisericilor, da? Și hai să facem așa, să cuantificăm. Dacă în Vechiul Testament zeciuiala era 10%, dărnicia ar trebui să fie peste puterile noastre, zice Apostolul Pavel, ați dat peste puterile voastre, da? Știți aproximativ cam care este media în neoprotestantism pentru dărnicie? 3%. Da? 3% este cuantificat că este media. Sunt oameni care dau 15%, 20%, 30% și sunt oameni care dau 0. Ca atare, media dărniciei este undeva la 3%. Da? Acum, în lumea aceasta, undeva la 30% din lumea actuală se află fără vreun acces la Evanghelie. Fără vreun acces la Evanghelie. Da? Majoritatea resurselor din aia 3% care s-au dat în dărnicie sunt concentrate în biserica locală, în primul rând. Deci biserica locală cheltuiește banii pe ea. Da? Noi avem nevoie de o clădire mai mare, mai faină, de lumini, de aia, de aia, de aia, de aia. O oarecare parte se duc spre misiune minoritară, da? Și sub 3% din 3%, da? Ce 3%? 3% din 10% zicem care merge spre misiune, deci undeva la 0,% se duce de fapt spre acei 30% din populația Pământului care n-au o Biblie în limba lor, care n-au cineva să le predice Evanghelia. Și tu stai fain frumos în Zalău sau în Timișoara sau în Suceava, într-o clădire încălzită, cu 3 predicatori și ne punem întrebarea, oare cum ai mai putea să construim o anexă, oare copiii noștri suficient de modernă clădirea cu sălile de copii, oare n-ar fi bine o sală de nunți? Știi, dar totuși dacă ar exista un cult, ăștia s-ar ocupa de toate și ar evangheliza lumea. Da? Istoria dovedește că tot ceea ce face un cult sau o societate misionară supraeclesială îi să deresponsabilizeze pe cei din biserică de realitatea dureroasă că 30% din lumea aceasta moare fără să cunoască Evanghelia. Da? Pe frate, eu nu știam asta. Acum știi. Ce vei face? Le-am dat lor bani. Da? Le-am dat lor bani. Ce vei face acum? Duminică dimineață în expunerea pe textul la Marea Trimitere, o să trădez unul dintre puncte. Eu cred că avem un dezechilibru total financiar și a efortului bisericii. Domnul Iisus Hristos ne-a spus să mergem să facem ucenici peste tot, da? Începând de la local, după aia regional, da? Samaria și până la capătul pământului. Ei, noi, ca și biserică, de noi înșine ne preocupăm, noi să avem tot ce e mai bun, oricât ar costa, da? De cei din jurul nostru mai facem un pic de misiune, mai trimitem grupul de tineret, nu știu ce, să le cânte o cântare, dar de marginile pământului am uitat, da? Propunerea mea ar fi după acest model. Este doar o propunere, nu neapărat, nu există un verset biblic, dar propunerea mea, și este o propunere care o fac și o voi face bisericii înainte de o adunare generală unde vreau ca să o propun oficial în fața bisericii, este că măcar o treime din bugetul bisericii trebuie să meargă spre misiunea externă aceasta în zone aride, da? Și încă o treime ar trebui să meargă spre misiunea externă regională și noi ar trebui să trăim dintr-o treime, da? Nu să trăim noi din 99%, noi să avem tot ce e mai bun, tot ce e mai fain, noi să ne îndopăm și restul să moară de foame spiritual vorbind. Este absurd. Am devenit total nesensibil față de nevoile spirituale a celor din jurul nostru și a celor de departe care n-au niciun acces la Evanghelie. Nu vrem să știm lucrurile acestea, nu vrem să fim confruntați cu ele, noi vrem să știm că am dat un cec la biserică sau la cult și lucrurile s-au rezolvat. Tu ești responsabil ca mădular în trupul lui Hristos pentru răspândirea Evangheliei, da? Nu cultul, nu guvernul, nimeni altcineva. Acum știi ce vei face cu informațiile astea, va determina dacă ești credincios față de Cuvântul lui Dumnezeu sau nu. Cum ar trebui să privim protestele creștine, acele manifestări ale creștinilor când drepturile lor sociale sunt încălcate? De genul confiscării copiilor, problemele cu LGBT și alte de genul ăsta. Creștinii, ca și orice cetățean, are dreptul să protesteze o nedreptate din partea guvernului. Nu e asta o problemă că protestăm. Da? Eu am mai abordat tema asta și am fost foarte vehement confruntat și atacat și am primit mesaje de să-ți moară familia și tot felul de lucruri urâte pe tema asta. Da? Problema nu e că protestăm.
Problema e că numai asta facem. Da? Numai asta facem. Protestăm și avem chestiile astea civile, dar ne-am golit de esența care ne dă puterea adevărată și anume de crucea Domnului Iisus Hristos. Da? Fraților, protestăm, votăm, nu e nicio problemă, este dreptul nostru, da? Mai ales într-o țară democratică. Problema e să nu renunțăm la chemarea noastră primordială de a fi reprezentanța lui Hristos. Asta înseamnă a vesti Evanghelia, a trăi o viață de exemplu societatea în care suntem. Dacă tu protestezi împotriva corupției și tu ești corupt, ai făcut ceva? Doar ți-ai înecat conștiința și ai zis, bă, ok, știi, și eu fur, dar am fost la protest împotriva furtului. E absurd. Biblia spune că ce ai făcut e că te-ai condamnat, pentru că ceea ce ai condamnat tu faci. Atât. Deci da, protestăm, nu e nicio problemă. Dar hai să facem mai mult decât să protestăm. Hai să fim creștini. Și atunci societatea din jurul nostru va fi transformată prin mărturisirea noastră și prin mărturia noastră. Și Biblia ne arată și istoria ne arată că acolo unde au fost biserici adevărate a lui Hristos, societatea din jur a fost transformată prin asta, prin vestirea Evangheliei, prin trăirea Evangheliei. Da? Și, de adevăr, putem să beneficiem și de metodele astea civile. Ce atitudine trebuie luată față de membrii din biserică care prestează muncă la negru? Și un alt aspect, dar față de prezbiterii sau păstorii care prestează muncă la negru, adică... Disciplină. Dar de plicul... Problema e foarte gravă. Deci problema e foarte gravă pentru că, de exemplu, au recunoscut unii păstori pe Facebook într-o discuție pe care am avut-o public, da? Și mă gândesc că organele astea de stat care se ocupă cu chestiunea asta, nu știu exact cum îi cheamă și nici nu prea mă interesează acum, pot să vadă lucrul ăsta public, poate să facă un print screen la Cutărescu care a recunoscut public, pe un profil public, în care poate să citească nu doar prietenii mei și prietenii prietenilor mei, ci public, el a recunoscut că ea deci lunar, public. Da? Lunar ia de la biserică minimul pe economie și restul primește la negru. A recunoscut public și alții argumentau de ce e ok treaba asta. Păi dacă vede poliția sau cine se ocupa cu treaba asta, poate să ducă la toți și să-i verifice ce fac cu banii. Și ce... Dar într-un fel biserica, în ghilimele, și slujitorii au un fel de imunitate. Da? Că dacă te ai bine cu ei, te lasă în pace, tu îi lași în pace pe ei, dacă vor să vină la adunare și să-și facă o leacă reclamă în campanie electorală, fie da, o mână să spală pe alta. Eu cred că este o problemă gravă. Deci eu cred că este o problemă gravă. Aici este un prieten, un frate care a fost în comitet când a fost în Biserica Baptistă în Cul și asta a fost o discuție aproape de 2 ani jumate. Da? Ca să-mi fie declarat o salariu. Acum nu vă imaginați că aveam un salariu ăsta monstruos, că mi-ar fi rușine să spun că cât de mulți bani luam. Da? Și vroiam să am, când ies la pensie, tată, să trăiesc în huzur, nu așa. Da? Nu, dar este o problemă și nu este o problemă a unei biserici. Ai, biserica, nu! Asta este o chestie practicată și acceptată la nivel de cult. Asta este problema. Da? Este practicat. Sunt foarte mulți slujitori care nu acceptă lucrul ăsta, care îl condamnă, dar în același timp, tot slujitorii ăștia care nu acceptă lucrul ăsta și îl condamnă, cunosc alți slujitori din aceeași comunitate sau din același cult care practică lucrul ăsta și nu iau atitudine. Și nu cred că e ok. Adică dacă eu, slujitor, care predic corectitudinea, dreptatea, sfințenia lui Dumnezeu, eu nu scoate în regulă. Ce să spun eu? Cui să-i spun ce să-i spun? Și asta este o stare generalizată în țara noi. Generalizată. Și e o problemă, cred. Da, e o problemă foarte mare pentru că e o ipocrizie fantastică. Deci, o ipocrizie fantastică erodează total credibilitatea bisericii, slujitorului. Vestești o evanghelie, trăiești alta, deci este clar lucrul acesta. Și așa cum zicea Andrei, cumva e o chestie care ăștia sunt într-o clasă separată, știi, ca și medicii, ca și, deci nu, plicul păstorului, nu te atingi tu de el, da? Dacă eu în țara asta liberă, nu zic că legea ar trebui ca să fie așa, din contrar, cred că ar trebui ca legea să nu împiedice cu nimic aspectul religios, dar dacă eu în țara asta vreau să deschid o firmă, îmi trebuie cazierul judiciar și cazier fiscal. Da? Adică eu trebuie ca să mă duc să elibereze de la organele statului, de exemplu noi ca să deschidem ONG-ul prin care funcționăm și care, juridic vorbind, a organizat conferința asta, membrii care l-au fondat au trebuit ca să-și scoată cazier și să dovedească înaintea statului că nu suntem niște penali, da? Că ne-am plătit taxele, că n-am fost arestați pentru o crimă și așa mai departe. Da? Ei,
Dacă s-ar cere mâine în cultele evanghelice ca să-și postează, să-și posteze pe Facebook, nu prostiile, ci cazierele fiscale și penale, toți slujitorii, eu cred că unii ar avea probleme. Da? Atâta că la unii nu i-o prind statul. Dacă mai, dacă mai cer și declarații de avere, ar fi grav de tot. Da? Cum explică un păstor într-un orășel care n-a făcut altceva decât păstorire, că el are 10 apartamente sau 5 apartamente sau 3 case sau au făcut case la toți copiii și le-a luat mașini? Da? Cum explică? Da? Și ăla merge și spune, a, politicienii noștri care așa, așa. Da, tu de unde? Tu de unde? Da? Păi eu trăiesc din Evanghelie. Nu, tu furi cu pretextul Evangheliei. Asta faci. Tu nu trăiești din Evanghelie. Biblia prescrie felul în care păstorul trebuie să fie și păstorii trebuie să fie îngrijiți, felul în care biserica trebuie ca să-i cinstească, ca ei să, nevoile lor să fie asigurate. Biblia prescrie toate aspectele acestea. Problema lui e că dacă mergem după prescrierea Bibliei, nu mai poți face business din Evanghelie. Da? Și apostolul Pavel ne arată că sunt oameni care de aia vestesc Evanghelia. Pentru câștig. Pentru câștig. Suspectez din foarte multe interacțiuni că avem de-a face cu un mare procentaj din oameni care de aia vestesc Evanghelia. Și se vede. Da? Dacă cineva mă întreabă pe mine, că de multe ori și eu acuzat, păi stai un pic, frate, dar și tu ai anumite bunuri și așa. Bun, dar eu muncesc full time. Eu am un serviciu, eu pot justifica fiecare cent de unde vine. Și iau zero bani de la biserică. Asta este un har care mi-a dat Dumnezeu ca să pot face corturi, ca să fie un har pentru biserică. Nu zic că toți păstorii ar trebui să facă asta. Cei mai mulți păstori n-ar trebui să facă asta. Biserica ar trebui ca să le asigure traiuri, așa fel încât toate nevoile lor să fie asigurate. Da? Nu toate fițele lor, dar toate nevoile lor. Și realmente să trăiască din Evanghelie. Problema e, când discuți cu păstori despre asta, pe frate, dacă rămân la mâna bisericii, mor de foame. Da? De ce? Pentru că n-ai luat tot pachetul lui Dumnezeu despre ceea ce înseamnă biserică. Dacă ai o biserică adevărată, sănătoasă, cu membrii regenerați, da? Nu mor de foame. Pentru că aia se duc acasă și zic, măi, păstorul nostru are 3 copii, da? Eu am 3 copii. Eu câți bani am nevoie ca să-mi hrănesc copiii? Păi el de ce ar avea nevoie de mai puțin? Da? Asta ne îndeamnă și firea. Tu când ai niște dragi ca și membri, da, o să mor de foame. Deci problema ta că tu încerci să iei așa numai bucățele din Evanghelie și din Cuvântul lui Dumnezeu și te miri că sistemul tău nu lucrează și nu funcționează. Ia-l tot la pachet și o să vezi că totul va fi bine. Fratele Marius povestea, Marius Crucioru povestea că s-a dus să își declare niște venituri adiacente pe care le-a avut în timpul anului și a calculat ce cărți a vândut totul. Și a dus să declare la doamna aia, cu ce să vă ocupați? Sunt păstor. Șocată. Zice, nu pot să vă iau taxă. Nu știu în ce categorie. Doamne, eu vreau să-mi plătesc taxe. Ce câștiguri am avut eu? Pă, o carte, nu știu de pe unde o fi luat, ce muncă o prestat. Până la urmă a trebuit să accepte, nu știu unde l-a încadrat acolo și a trebuit să ia taxe, banii pe care i-a câștigat. Deci, niciun păstor din Oradea n-a venit niciodată pe aici să declare așa ceva. Păi perioada evanghelizărilor, să fim serioși, nu unul care a întrebat acolo. Perioada evanghelizărilor este o perioadă foarte fructuoasă din punct de vedere financiar, în special. Da? Dacă ai și smuls mâini, lacrimi și alte chestiuni, da? Eu nu zic că n-ar trebui să fie susținută lucrarea unui evanghelist sau că n-ar trebui să facă evanghelizare, să nu fiu înțeles greșit. Dar totul ar trebui făcut într-un cadru legal și prin biserică. Da? Și prin biserică. Dacă eu sunt susținut de biserică și m-am dus în Israel sau m-am dus în Belgia la o biserică care m-a chemat să țin un studiu pe ceva, eu mă duc dacă biserica îmi permite să fac lucrul ăsta, pentru că eu sunt angajatul bisericii și sunt plătit suficient de biserică ca să nu trebuiască să mă duc să câștig bani din altă parte. Dacă mă duc acolo, mă duc cu aprobarea bisericii, da? Cu binecuvântarea bisericii, ca să spun așa, și mă duc acolo și ei când vor să-mi dea plicul, frate, și mă cotrobuie la buzunar, nu să-mi ia, ci să-mi dea. Scusute buzunarele, observi? Scusute, nu, serios. Amele nu. Eu trebuie să le spun deschis, fraților, eu nu am nevoie. Nu trebuie să, frate, nu mă las, aș lua, dar nu mă lasă biserica să iau. Ce tânjezi după un pliculeț? Nu, eu trebuie să le spun deschis, fraților, eu nu am nevoie de banii ăștia. Nu vreau să iau banii ăștia. Biserica mă plătește suficient. Uite, atunci noi vrem să facem o donație pentru biserica. Asta e cu tot o altă chestiune. Chestia trebuie să fie transparentă. În timp ce vin bani prin donații pe avion, să pierd câțiva din 80% din banii ăia la mine. Nu trebuie să existe așa ceva. Trebuie să fie transparență totală. Că cineva vrea să mă ajute pe mine din nu știu ce motive și să facă un lucru din partea lui Dumnezeu, lucrul ăsta iarăși trebuie să fie transparent, da? Eu m-am trezit acum cu o mașină de 12.000 de euro în fața porții.
Frate, știu cât mă plătesc. Băi, tu de unde ai asta? Te manevrează cineva, te șantajează cineva, încearcă cineva să-ți dea ceva și să te, să-ți învârtă capul. Biserica trebuie să știe ce s-a întâmplat, nu? Mi se pare normal lucrul ăsta, da? Și mie mi-a fost greu. M-am luptat cu sistemul acesta legal. La propriu m-am luptat pentru că n-am funcționat el, nu am gândit niciodată. Nimeni nu mi-a explicat lucrurile astea. Dar ăsta este modul normal de a fi transparent și de a evita ca tu slujitor să atragi asupra ta o lipsă totală de credibilitate și lumea să știe, domnule, ăsta face pentru bani. Nu îmi spuneți mie că ăsta pentru asta face. Da? Și nu cred că biserica care știe că umblu și călătoresc și merg în lucrarea lui Dumnezeu, zice, nu, mi-am vrea să merg cu o dace ca la prima curbă în care tragi de volan să te izvești într-un stâlp și să mori, să rămână copiii tăi fără tată. Cu siguranță o biserică, oameni normali, vorba fratelui Mihai, oameni care sunt creștini, nu altceva, cum a fost Iuda, nu vor gândi decât într-un mod duhovnicește și vor spune, da, omul ăsta are nevoie de o mașină bună pentru lucrarea pe care o face. Ne bucurăm că Domnul a lucrat în felul ăsta ca să primească lucruri, să vă bucura pentru mine. Amin. Da? Dar totul să face vizibil la vedere și să explică lucrurile, nu? Altfel se ridică foarte multe semne de întrebare. Pe drept se ridică semne de întrebare, da? Și cred că legalitatea, noi nu avem conceptul lucrării prin biserica locală. Credem că tot trebuie să lucreze parabisericesc. Cu alte chestii, cu tot felul de alte. Asta pentru creștin, legalitatea nu e etalonul, e minimum. Nu e maximum care poți face, e minimum. Pentru creștin, cuvântul lui Dumnezeu e maximum. Să trăiești în legalitate în statul în care ești, e minimum. Asta orice cetățean, creștin sau nu, trebuie să facă. Bine, e legal față de biserică, eu să mă duc 4 programe pe duminică în perioada evanghelizărilor. Biserica mă plătește să fiu la biserică și eu plec 4 programe într-o lună sau când e perioada evanghelizărilor. În altă parte, eu sunt plătit de ei, biserica nu știe nimic de banii ăia. Eu am jefuit biserica de timp în care eu trebuia să fiu acolo. Da? Eu acolo trebuia să fiu. Dacă ei m-au susținut ca să fac lucrarea asta și ei nu m-au trimis să fiu misiu hoinar. Da? Ei m-au... Pentru asta. Eu am fost de acord cu ei să-i slujesc pe ei și atunci trebuie să fie o dare de socoteală. Trebuie să fie legalitate cu biserica în primul rând, nu cu statul. Cu biserica, nu? Cinste față de biserică. Andrei, eu cred că aici se face și o confuzie între regimul donațiilor și salarizare. Mulți spun așa, noi de fapt donăm pe hârtie și au acte de donație din partea bisericii către păstor. Și legal vorbind, ele sunt valide, ca să zic așa, numai că problema este că odată ce o donație este făcută... Ca remunerație, nu-i mai donație. Beneficiul donatorului, aia nu mai e donație. Corect. Dar e o minciună cu donația, în multe cazuri. Deci, îți dau donație în fiecare lună în loc de salariu. Ăla nu-i donație, să fii serios. Da. Aia nu-i donație. O formă de a evita taxele. Asta este. O formă de a evita taxele și de a te sabota pe tine însuți, în ultima instanță. Că asta faci. Că nu-ți faci ție un bine. Deci trăiești pentru acum. Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, poate nu ajungem la pensie, așa că nu dăm la stat. Zi, frate. Dacă o biserică ortodoxă se folosește de puterea locală pentru a împiedica slujirea evanghelistică a zonei, ce ar trebui să facem? Să-i acționăm în instanță? S-ar putea ajunge poate și acolo, dar sunt multe lucruri care le poți face înainte de asta. Adică știu, sunt cazuri și încă mai sunt cazuri, din păcate, în România, unde oamenii care s-au dus să evanghelizeze au fost bătuți, de exemplu. Da? Deci există cazuri. Primul lucru care ar trebui ca să facă este să fie paznici și să accepte bătaia. Și după aia e posibil ca să ajungă și în instanță. Adică suni poliția, vine poliția și mai departe. La fel cum dacă unul m-ar lua pe stradă, nu știu, eu mă duc să-mi cumpăr covrigi și cineva mă ia și mă bate că nu-i place de moaca mea. Sun poliția, să fie foarte clar, da? Dar este o chestie destul de delicată. Este o chestie destul de delicată. Nu aș sări calul și aș merge direct la lucrurile astea. Eu cred că sunt multe lucruri care putem face înainte ca să ajungem la lucrurile astea, să dăm dovadă de Evanghelia care o vestim și cred că Dumnezeu poate lucra și poate schimba lucrurile, dar în cele din urmă, în statul în care trăim, avem anumite drepturi asigurate de stat și nu este nimic rău, ilegal, imoral sau nebiblic de a cere ca statul să facă dreptate. De aia l-a pus Dumnezeu acolo, da? Să judece aspectele astea. Din nou, aș fi totuși grijuliu, pentru că de multe ori este putem să fim hipersensibili și, nu știu, să începem să acționăm în instanță că cineva s-a uitat urât la noi sau m-a defaimat, că a scris ceva de mine. Dacă eu aș da pe toți care mă defaimează în instanță, da?
Deci nu, trebuie să fim realiști. Dar dacă e vorba de... Dacă ăla care a zis să-ți moară familia ar veni să mă moare familia, în primul rând că i-aș da o mamă de bătaie, i-aș apăra familia și dacă... După aia aș suna poliția. Deci nu aș... Nu aș brava, nu aș... Eu l-aș suna pe fratele Cristi, da. Da, l-aș suna pe fratele Cristi. Oricum, în cele mai multe situații, nu... Te bat nici popa, da, nici nimeni, poți să-i spui colegului tău sau vecinilor tăi sau prietenii tăi despre Domnul Iisus Hristos și nu e niciun fel de problemă. Când o să ajungem la cazurile alea grave? Da. Cazuri în care s-a luat dreptul la înmormântare. Spre exemplu, nu li s-a dat o parcelă și baptiștilor să-și înmormânteze după legea cimitirelor. Și atunci au fost cazuri în care s-a acționat în instanță. Da. Atât primăria cât și Biserica Ortodoxă. Da. Și un caz în care o biserică mică de 15 persoane a câștigat în instanță. Da, bine, mortul trebuie pus undeva, clar. Poftim? Mortul trebuie pus undeva, da, e bine exact. Că eu aș spune. S-a dat dreptul ăsta de a-și înmormânta mort într-un cimitir comunal. Da, da, corect. N-aș avea nicio problemă cu oamenii aia dacă ar fi la noi în biserică, de exemplu. Dacă ar zice, măi, nu se poate, trebuie să-l îngropăm undeva. Mi se încalcă niște drepturi care statul mi le garantează. Bine, în ultime, unele situații, de exemplu, dacă a fost un credincios din familie mixtă și credincioși și necredincioși, presiunea a fost mare, au vrut să-l mormânteze ei. Da? Eu am fost, de exemplu, recent la o mormântare de genul ăsta, au vrut să-l mormânteze ortodoxii. Noi nu credem că dacă îl mormântăm noi sau dacă îl mormântează ei își pierde mântuirea, da? Foarte clar, da? Și noi am zis acolo și a fost un șoc pentru noi că preotul, înainte să-l ducă la groapă, o să-l dacă e cineva de la voi, adică noi pocăiții, care vrem să spunem ceva. Eram chiar în Oltenia. Eram în vizită, dacă e cineva de la noi. El tocmai își citise din slujba aia care o face a lui, citase din Ioan 5 și m-am folosit de câteva minute și am spus, cum a spus domnul preot, Domnul Iisus a spus, cine crede în mine, nu vine la judecată, cum a spus domnul preot și cum spune Biblia, a trecut din moarte la viață, calea mântuirii, să crezi în Domnul Iisus, cum a spus domnul preot, ai siguranța mântuirii, cum a spus domnul preot, citând din Ioan. El s-a uitat cam de busolar la tot ce s-a întâmplat acolo, a ascultat și el Evanghelia și toți care au fost acolo și asta e, cred că uneori, unii au forțat puțin lucrurile, domnule, nu, nu mai vrem să-l băgăm în pământ, știi? Da. Următoarea, ca să fim... O întrebare pe care nu poate fratele să o descifreze. Cum considerați implicarea membrilor bisericilor în structurile statale? Cât timp îți cinstiți, corecți și se ghidează după cuvântul lui Dumnezeu, slavă Domnului. Doar aș zice, e foarte, foarte greu să fii cinstit, corect și te ghidezi după cuvântul lui Dumnezeu și în politică. Da? Dar dacă simți înclinarea asta, chemarea asta din partea lui Dumnezeu, e foarte bine și biserica locală ar trebui ca să te susțină din aspectul ăsta de a fi corect, de a fi un creștin veritabil și să te tragă la răspundere când nu ești. Să fii foarte clar. Nu poți să zici, domnule, eu, în jobul meu de primar, eu trebuie să fur, asta îi. N-aveți voi treabă biserica cu asta. Nu, nu, nu. Dacă ești primar și ești un primar corupt și faci parte din o biserică adevărată, va trebui ca să alegi între a fi primar corupt sau a fi membru în biserică, sau a fi un primar corect. Numai că nu știu cât vei rezista ca primar corect. Dar și asta corect. Nu înseamnă că noi te folosim pe tine ca o pârghie ca să-l aduci pe primar la amvon să-și facă campanie electorală. Da, vă descriu acum o scenă grotească, cea mai grotească scenă la care am participat vreodată, când eram la cina Domnului, într-o biserică. Nu știu dacă dăduse unul dintre elemente, dar eram în plină cina Domnului. A intrat mafia asta politică, că au fost chemați să facă campanie electorală, au intrat, prezbiterul a oprit. În mijlocul cinei Domnului a oprit cina Domnului, i-a lăsat pe ăștia să aibă cuvânt de la amvon și au terminat cuvântul, a ieșit prezbiterul care dădea cina Domnului după ei, nu mai era niciun prezbiter în adunare și biserica a așteptat vreo 15 minute ca să vină prezbiterul după ce a terminat de vorbit cu ăștia afară și a condus nu știu unde. În mijlocul cinei Domnului. Dar a fost cea mai grotească scenă la care am participat vreodată. Și altă problemă e că biserica nu-și mai cunoaște locul și valoarea, știi? Noi avem impresia, inclusiv noi slujitorii, că noi avem nevoie de ei, știi? Adevărul e că societatea are nevoie de biserică mai mult decât are biserica nevoie de societate. Când societatea a fost în declin, da? Și când societatea și temeliile societății s-au usurpat, da? Biserica lui Dumnezeu a rămas în picioare pentru că ea nu poate fi clătinată. Da? Și este Biserica lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, de-a lungul 2000 de ani, care a dus la belșugul cel mai mare, la progresul cel mai mare, la libertatea cea mai mare, da?
Statul și societatea n-are doar de beneficiat când afirmă biserica. În schimb, eu că statul e bun față de mine, că e rău față de mine, eu am siguranța veșniciei în Hristos și nu-mi fac griji. Ei au nevoie de noi, au nevoie de vestirea Evangheliei, au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, eu pot fi și fără instituțiile statale, să fie foarte clar. Deci lucrul ăsta trebuie înțeles odată care e identitatea noastră și rolul nostru și este ca valoare suprem față de instituțiile statului. Fratele Benjamin Costa și cu asta termin, ne-a povestit la un moment dat la master că fiind apropiat al primarului, a spus aș vrea să vin și eu la biserică la voi. Și zic, poți să vii. Nici o problemă. Voi mă primeți vin la biserică. De fapt, vroia altceva, da? Și prietenii a spus, nu se poate. Putem prieteni, nu se poate. Biserica nu este pentru așa ceva. Sunt oameni verticali care spun lucrul ăsta deschis, domnule, nu ui, biserica e pentru altceva. Asta este. Ce se întâmplă când într-un loc, într-un oraș, mai multe adunări declară că sunt biserica locală? Care este cu adevărat cea care este mai aproape de cuvânt? Pot fi toate cu adevărat biserici locale. Biserica? Dacă sunt cu toate... Nu există singura biserică locală. Există doar biserici locale. Să facem o confuzie. Nicăieri în Biblie îmi spune că, de exemplu, în Zalău poate fi o singură biserică. Da? E posibil că este numai una, dar nu înseamnă că pot fi toate. Toate bisericile din Zalău, unele poate care îs apostate, pot fi cu adevărat biserici adevărate lui Hristos dacă vestesc Evanghelia, administrează rânduielile și disciplinează și după aia vor fi și biserici sănătoase în timp ce cresc în fidelitate față de Cuvântul lui Dumnezeu. Pot fi 10 biserici, pot fi 100 de biserici. Dacă Dumnezeu aduce trezire în Zalău și se pocăiește jumătate din orașul ăsta, da? Nici n-am închepe într-un singur loc, dar nicăieri nu există ideea asta de monopol geografic, poate fi numai una. Problema e dacă e adevărată sau nu e adevărată. Asta e toată problema. Bine, asta e o mentalitate parohială, ortodoxă. Știi, este o biserică, nu mai voie să fie nimeni în zona aia, că toți din zona aceea sunt în parohia respectivă. Da? Eu am mai spus public lucrul ăsta, eu aș vrea să fie biserică la fiecare colț de stradă, numai să se ducă oamenii acolo și să fie o biserică adevărată. Unii își imaginează că noi am vrea să fim biserici cât mai mici, în care vin oamenii și mor aici, nimeni nu mai aude de noi și să nu mai știe de creștinism. Cumva vrem să desfințăm creștinismul cu bisericile noastre. Nu! Eu mi-aș dori să fie biserică pe fiecare stradă. Numai să se ducă oamenii acolo și când se duc acolo, acolo să fie o biserică adevărată în care se proclamă Evanghelia. Deci, corect. Și să fie doar biserici locale adevărate, multe biserici locale adevărate. Cât de multe? Kevin DeYoung, un pastor presbiterian, se la un moment dat despre tema trezirii, zice, nu vrei cu adevărat trezire spirituală dacă nu ești dispus să o vezi realizată de Dumnezeu în biserica de vis-a-vis. Da? Deci pentru mine ar fi cea mai mare bucurie dacă Biserica Sfânta Treime rămâne la nivelul ăsta de ca și număr de membri, dar Dumnezeu prin lucrarea noastră, da, aduce la viață alte biserici și altundeva în orașul acesta este o biserică adevărată, după cuvântul lui Dumnezeu, unde sunt 5.000 de oameni. Și Dumnezeu ne-a folosit doar pentru a fi un impuls. Slavă Domnului, m-aș bucura pentru asta. Încă nu s-a întâmplat. Mă rog în continuare ca Dumnezeu să aducă trezire, fie în biserica noastră, dar oriunde în orașul acesta, în țara aceasta, avem nevoie de o trezire spirituală care nu o putem lucra noi. Noi putem doar ca să fim fideli față de Cuvântul lui Dumnezeu și să așteptăm ca Dumnezeu să facă lucrarea Lui. Care este diferența între un cult și o asociație de biserică? Cum au funcționat de la început primele biserici baptiste din România? Din numele Uniunii Bisericilor Baptiste, se poate trage concluzia că intenția inițială s-a vrut a fi o asociație, convenție, decât o structură ecleziastică ierarhică. S-a schimbat ceva la un moment dat? Da. Deci, baptiștii la origine întotdeauna au avut principiul de asociere. Dacă te uiți, de exemplu, în mărturisirea de credință din 1689, există principiul de asociere în care spune clar că bisericile se pot asocia pentru diverse lucruri și să menține ideea de autonomie, de independență, adică dacă biserica din Zalău și cu biserica, o biserică din București, se asociază să se facă un eveniment. Da? Aia nu înseamnă că dintr-o dată eu sunt prezbiter în biserica din București sau așa mai departe. Dar ne-am asociat să realizăm o lucrare sau dacă vrem să punem bani împreună să ajutăm o altă biserică sau așa mai departe. Da? Astea se pot face, le vedem și în Noul Testament, dar nu există nicio un transfer sau o supraputere în care autoritatea bisericii de aici este peste o altă biserică sau asociația sau cum vrei să-i numești, are o autoritate care o poate exercita deasupra unei biserici locale. Și în România, dacă mergem la rădăcini, intenția nu a fost ca să existe un cult. Ideea de cult care îl avem astăzi
în România este un reminiscent al erei comuniste. Să fie foarte clar. Guvernul a vrut ca să fie culte, guvernul a vrut ca să fie tot centralizat, guvernul vrea ca să poată să controleze, asta au vrut comuniștii, da? Și într-o oarecare măsură, Uniunea Baptistă, cultul baptist, a fost un instrument pentru a face asta. La ora actuală, numai comuniștii, a rămas cultul. Într-o discuție, discutam aseară cu cineva, cu un președinte de comunitate, m-a chemat, eram în zonă la ei și am fost în fiecare zi la câte o biserică timp de săptămână la evangelizare și la un moment dat aveam o discuție despre problemele care există în cultul baptist, asta în vremea în care eram primit în biserici din cultul baptist, și discutam despre problemele din cultul baptist și ziceam, uite, aia se întâmplă, slujitor, uite ce s-a mai întâmplat și mie și așa și așa. Și zice fratele ăsta, care era președinte de comunitate, zice, măi, zice, întotdeauna a fost un preț de plătit. Noi au trebuit ca să ne zbatem cu comuniștii. Acum nu mai te tot plânge și tu. Și am zis, da, exact. Voi ați avut pe comuniști, noi vă avem pe voi. Da? Asta e problema. Puterea aia care a venit din cauza că sistemul comunist a centralizat tot. Ei au vrut ca Uniunea să ceară aprobare pentru ordinări. Da? Taică meu, de exemplu, a fost persoană non-grata în fața guvernului. Ca atare, n-a putut să beneficieze de multe lucruri care alți păstori care au fost acceptați de Ministerul Cultelor. Deci, Ministerul Cultelor zicea, ăla da, ăla ba. Da? Ministerul Cultelor zicea, cine poate să se boteze. Știați asta? Pe vremea comuniștilor. Și se întâmplau boteze în mijlocul nopții. În frig. Pentru ca să nu. Se întâmplau boteze în care era obstrucționat identitatea oamenilor. Dacă cumva era un informator acolo, în mijlocul nopții, cumva s-a infiltrat, să nu poată să spună cine a botezat. Da? Astea sunt realități. Și structurile astea de guvern corupt au centralizat puterea, au centralizat puterea și la un moment dat, politic vorbind, s-a întâmplat o revoluție, între ghilimele. O lovitură de stat n-a fost. În România n-a fost niciodată o revoluție. Asta e altă problemă. Da? Și a rămas puterea centralizată în uniuni, în culte și așa mai departe. Da? Întrebarea îi. Faptul că guvernul a cerut asta și faptul că credincioșii din România au cedat în fața guvernului, schimbă faptul că nu există mandat biblic pentru așa ceva? Nu schimbă. Da? Au fost păcătoși atunci când au acceptat? Trebuia ca biserica să facă ce a făcut și în alte locuri unde sunt regime opresive, să meargă în subteran și să trăiască în subteran, în independență și în ascultare față de Dumnezeu. Erau mai periculoși pentru comuniști dacă făceau asta. De asta comuniștii n-au vrut asta. Au vrut să știe exact cine îi. Au vrut să controleze. Da? Și acum au rămas comuniștii. Da? Nu are rost. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Fie că e comunism, fie că e democrație. Ca atare, baptiștii din România ar trebui ca să descentralizeze, să meargă înapoi la autonomia bisericii locale și să se asocieze să lupte împotriva legea cultelor. Și împotriva legii din România care, de fapt, favorizează o biserică de stat. Care dacă astăzi, de exemplu, tu vrei ca să ai statutul de cult, trebuie ca să ai o petiție semnată de nu știu cât la sută din populația României. Este imposibil. Da? Ca tare, nu doar că este favorizată biserica ortodoxă, sunt favorizate toate cultele care au cedat în fața comuniștilor. Se pare normal? Deci ei au mai multe drepturi, de exemplu, decât să zicem un baptist care vrea să fie independent. El nu poate ca să fie un baptist recunoscut cu aceleași drepturi. Asta e libertate religioasă? Nu asta spune Biblia și nu asta ar spune un stat de drept adevărat. Ca atare, renunțăm la toate prostiile astea, ne întoarcem la Biblie și încercăm să facem o revoluție, o reformă adevărată, în primul rând în bisericile noastre și după aia în statul nostru să fie un stat în care este libertate religioasă. Da? Am mari dubii că cineva din cultul baptist rezonează cu așa ceva. Da? De ce? Pentru că ei sunt putere la ora actuală. De ce? De ce ar coborî ei de acolo? George Washington, primul președinte despre care am văzut și l-am citat, țara, când America s-a înființat, stătea cu inima în gât să vadă dacă va abdica puterea. Pentru că logica era, da, ok, ai zis că independența, ai zis că există drepturile omului, ai zis că oamenii trebuie să fie liberi și mai departe. Dar acum ai ajuns președinte, frate. Și istoria arăta că atunci când oamenii ajungeau la putere, nu mai abdică puterea. Și George Washington, când i s-a terminat termenele legale, abdica puterea și a zis, ok, alegeri și următorul. Da? Ei, când comunismul a picat în România, cultele evanghelice trebuia să zică, acum, nu că nu puteau să facă înainte, acum nici legea, nici nimic nu ne oprește ca să fim ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu și să trăiască în libertate civică și în libertate față
în libertate conform cuvântului Dumnezeu. De ce nu o fac? În afară de faptul că sunt beneficii altele, nu știu, aștept de la ei o explicație. Sau dacă vor să avem o dezbatere teo-istorică pe tema asta, oricând, organizăm aici, la ei, unde vor, cred că istoria și Biblia confirmă poziția baptistă și poziția istorică care o afirm. Legat de asta, am încercat să găsesc acum în mărturisirea de credință de la 1689, cu mulți își imaginează, domnule, ce idei astea, foarte ciudat așa, da? Sectariste, par noi, nu cu statul. Zice mărturisirea asta de la articolul 26 cu 15, legat de asociere, de asta era întrebarea. Atunci când apar dificultăți și diferențe în ce privește doctrina sau administrarea bisericii, până într-acolo încât sunt amenințate pace, unitatea și zidirea bisericilor în general, sau a unei anumite biserici, sau când unul ori mai mulți membri dintr-o biserică sunt răniți prin învățături sau reguli care nu sunt conforme cu adevărul din cuvântul lui Dumnezeu și cu ordinea biblică a bisericii, trebuie ca, în acord cu înțelepciunea lui Hristos, un număr de biserici să se adune în părtășie împreună prin reprezentanții lor pentru a analiza motivele acelei dispute și pentru a oferi sfatul lor în problema respectivă și pentru a fi și pentru a anunța bisericile care sunt implicate. Sună cu ceva ce ar putea să facă cultul, nu? Nu. Totuși, atunci când acești reprezentanți sunt adunați, da? Ei nu sunt investiți nici cu puterea bisericii. Deci ei nu au puterea bisericii. Cheile bisericii aparțin bisericii. Puterea bisericii aparține bisericii. Ea nu se poate delega. Deci mărturisirea e foarte clară în privința asta. Există asociere, există consultare, există întâlniri, există discuții, conferințe. Super, foarte bine. Dar ei nu au autoritatea bisericii, puterea bisericii și nici cu, deci ei nu sunt investiți cu puterea bisericii, nici cu vreo jurisdicție asupra bisericilor implicate. Noi suntem reprezentanții bisericii. Noi decidem pentru bisericile noastre. Nu. Autoritatea bătrânilor e autoritatea bătrânilor, autoritatea bisericii, autoritatea bisericilor. Voi nu puteți hotărâ pentru biserici. De aceea, spune, ei nu pot impune disciplina peste nicio biserică sau persoană și nu pot impune concluziile lor asupra bisericilor sau slujitorilor acestora, ci au doar rol consultativ. Mărturisirea la credință 1689, tradusă de Magna Grande. Apropo, da? Foarte simplu, foarte clar. Arată exact limita până la care pot să meargă aceste asocieri, da? Au un rol consultativ, discutăm, tragem niște concluzii, dar noi nu putem impune concluziile noastre bisericilor noastre doar pentru că noi ne-am dus la o conferință în care am dat de acord cu nu știu cine. Nu. Acolo se duce la adunare, iar autoritatea prezbiterului, cum s-a explicat, cu autoritatea congregației, amândouă sub autoritatea lui Hristos manifestată prin cuvânt, vor hotărâ chestiunea respectivă. Iar asta este luată, preluată foarte ciudat din mărturisirea de credință de la Westminster, adaptată, bineînțeles, după Biblie. Da. Încă o clarificare doar și după aia, dacă mai sunt întrebări, putem să trecem. Eu n-am nimic cu cultul baptist în sensul, sau penticostal, în sensul că am o pată pe ei. Așa. Eu sunt baptist, să fie foarte clar. Tata e baptist, bunicul a fost baptist, cred că și străbunicul a fost baptist. Adică suntem, cum zice Apostolul Pavel, dacă ar fi să mă laud așa cu baptismul meu, sunt mai baptist decât cei mai mulți. De-aia mă și doare așa de mult. Pentru că mă uit la ceea ce se promovează ca și fiind baptism istoric, care ar trebui ca să fie ceva care să producă mândrie, și mă uit că nu are nicio legătură cu baptismul istoric și nu are nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e extrem de dureros pentru mine, da? Într-adevăr, am trecut și eu și unii care fac parte din biserica noastră, care provin din biserica baptistă, din cultul baptist din România, care au trecut prin anumite episoade, alții au venit din cultul penticostal, alții din fenomenul carismatic. Deci aici este o dovadă a Harului Suveran lui Dumnezeu, care smulge pe fiecare de unde vrea. Și am văzut eu pe pielea mea, cum au văzut și strămoșii strămoșii mei pe pielea lor, da? Și nu vorbesc aici de comuniști, vorbesc de felul în care Uniunea Baptistă a intervenit în mod negativ în lucrare și a împiedicat lucrarea. Am văzut felul în care, nu doar la nivel teoretic, da? Mai puțin la nivel teoretic, pentru că anumite chestii, dacă întreba un pastor baptist, tu crezi în autonomia bisericii? Cum să nu? Da? Dacă întrebi președinții de cult, tu crezi în autonomia bisericii? Cum să nu? Dar când, de exemplu, asiști într-o biserică că la un prezbiter îi se ridică ordinarea printr-un decret de la comunitatea de județ,
Biserica nici măcar nu-i consultată, nici nu se discută. El nu-i consultat. Numai să anunță în biserică. Pe ce autonomie a bisericii și autoritate? Care a fost motivul pentru care s-a ridicat? Irelevant. Nu a fost păcat, nu a fost absolut nimic. Pentru că n-a fost de acord cu comunitatea. Da? Motivul care s-a... Așa că s-au pierdut actele de ordinare. Ca și cum Duhul Sfânt a făcut... S-a pierdut hârtia respectivă. Da? E penibilă treaba. Eu, de asemenea, ca să fie așa, full disclosure, cum zic americanii, eu am fost demis din slujire dintr-o biserică baptistă, da? Cu girul Uniunii Baptiste și Comunității de Cluj, fără ca biserica să fie consultată, da? Și după aia, într-un raport către Uniunea Baptistă din partea vicepreședintelui cu educație, doctrină, cu ce, am fost la Zalău și am rezolvat o problemă doctrinară cu un misionar din America. Tu nu poți merge nicăieri să rezolvi nicio problemă doctrinară cu nimeni de nicăieri. Atât. N-ai autoritatea asta. Și dacă ți-o asumi, ți-o asumi nu în baza Scripturii, ci în baza fanteziilor tale. A, puteai să mergi acolo, dacă te chemau aceea în mod consultativ, și să zici, măi, frate, eu așa văd, uite, hai să vedem ce zice Scriptura, mergeți în fața bisericii și rezolvați problema. Da? Eu n-am nicio problemă, n-am nicio... Din contra, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a scăpat de acolo. Să fie foarte clar. Probabil că lucrarea care este aici nu exista dacă Dumnezeu îngăduia ca să mai rămân acolo. Da? Eu, la fel ca alții dinaintea mea, ne-am zbătut cu ideea că se poate reforma din lăuntru. Da? Fratele Andrei, de asemenea, cu siguranță, și alții. Spurgeon, nu că asemănăm noi cu Spurgeon sau cu alții, dar Spurgeon a luptat mult timp în cei care știți despre controversa downgrade, da? Care tot amenința, avertiza Spurgeon că suntem într-o pantă periculoasă și să lupta și spera să readucă Uniunea Baptistă la adevărul scripturale. Și până la urmă a fost nevoit să părăsească Uniunea Baptistă. Istoria arată că reformă din interior este aproape imposibilă. Doar dacă Dumnezeu face o lucrare spectaculoasă și suverană. Da? Ca tare, eu aș vrea să văd cultul baptist din România să ajungă pe un făgaș biblic. Problema e asta ar însemna să renunțe la multe dintre structurile acestea, puterea care o are și mai departe, și niciun organism nu vrea să moară. E normal, da? Niciun organism nu vrea să moară și nimeni care a ajuns la putere nu vrea să o abdice. Înțeleg asta. Mai întâi vine ceea ce-i firesc. După aia vine ceea ce-i duhovnicesc, da? Cum considerați accesarea de fonduri de către biserică de la stat, în condițiile în care legile statului permit acest lucru? E un subiect alunecos. Cred că ar trebui, sincer, ca să înțeleg mai bine mecanismele respective, ar trebui să le studiez mai mult, să văd ce implicații sunt, ce repercursiuni ar putea fi. La ora actuală eu sunt foarte precaut, foarte precaut din această perspectivă de a beneficia de ceva de la stat, da? În sensul ăsta, subvenții, pentru biserică zic, subvenții și alte lucruri de genul, pentru că atunci pot apărea și pretenții, da? Te îndatorez într-un fel. Lucrul ăsta de ajutor reciproc există, e un principiu universal înțeles și atunci lucrul ăsta mă îngrijorează. E posibil ca să fie anumite chestii care sunt într-un fel puse într-un context legal unde să existe protecții suficiente ca asta să fie permis și să nu fie un risc. Dar greu de crezut. Greu de crezut. Aș fi foarte, foarte atent la lucrurile astea. De cele mai multe ori, din păcate, nu se gândesc până la capăt și ceva de genul, se pot accesa 50 de milioane ca să ne izolăm clădirea. Ce poate fi rău cu asta? Adică deja tu ai dat verdictul înainte ca să vezi ce poate fi rău cu asta. Să citești legea, să consulți Biblia, să vezi dacă sunt niște principii după care te-ai putea ghida. Dar eu, din motivul că de principiu cred că biserica și statul trebuie să fie separate și nu vreau ca biserica noastră să caute asemenea resurse de la stat, nu-mi prea pun problema să studiez legea în amănunte. Cam asta aș putea spune. Scurt, este în stare biserica să se autoguverneze legat de autonomia locală? Adică unii se tem, dacă biserica ar fi autonomă cu adevărat, să se autoguverneze, ea nu e în stare, o să se ducă de repede, că nu e în stare să se autoguverneze. Nu, biserica nu este în stare să se autoguverneze. Dumnezeu este în stare să-și guverneze biserica prin bisericile locale și prin membrii lor. Este o diferență foarte mare. Noi nu ne bazăm pe aptitudinea noastră, nu ne bazăm pe dibăcia noastră. Am avut o discuție la un moment dat cu cineva apropiat
și cu tatăl meu și persoana aceea zicea, băi, problema ta este că tu ești mândru. Tu crezi că tu, un păstor tânăr de 33 de ani, ai ști mai bine decât un consiliu de păstori cu experiență, cu păr alb și așa mai departe? Și am zis, nu. Eu cred că cuvântul lui Dumnezeu știe mai bine și dacă consideră că 2-3 păstori de 33 de ani, că ăia i-a ridicat într-o biserică, ăia există acolo, ăia i-a chemat Duhul Sfânt, Duhul Domnului știe mai bine decât orice consiliu eclesial care poate exista. Eu sunt ciuriburi, da? Egal cu zero. Dar eu mă încred în cuvântul lui Dumnezeu care îmi spune că dacă sunt fidel cuvântul lui Dumnezeu și vestesc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu își va zidi biserica. Da? Pe asta mă bazez. Deci nu cred că biserica se poate autoguverna în sensul că ea de la sine poate face. Dar prin cuvânt, prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu lucrează prin noi ca să să-și zidească biserica la nivel local autonom. Da? E o distinție care vreau să o fac aici. Este autonomia același lucru cu democrația bisericii? Nu. Am clarificat asta, cred că, deja în sesiunea anterioare. Pe scurt? De ce nu e același lucru? Democrația înseamnă că puterea care există acolo sau autoritatea care există acolo provine de la faptul că este un vot. Da? Și votul ăla transmite puterea, practic. În schimb, lucrul ăsta nu este adevărat în biserică. Autoritatea provine, cum am văzut, de la Hristos, de la Dumnezeu. Și în cazul congregației, și în cazul prezbiterului. Ca atare n-are nicio treabă cu democrația. Este mai mult o teocrație, da? Reprezentativă, dacă vrem să numim așa. O teocrație reprezentativă în care o multitudine de oameni, toți care cred același cuvânt, aceeași evanghelie și călăuziți de același duh, da? Iau decizii conform cuvântului lui Dumnezeu. Este total diferit decât o democrație în care noi toți votăm după cheful nostru, da? Și majoritatea câștigă. Da? Sunt două lucruri diferite. Cel mai negativ efect pe care îl vezi în biserice din care lipsește autonomia. Cel mai negativ? Efect, da. Unde lipsește autonomia. Nu știu, sunt foarte multe. Deci nu știu. Nu știu care e cel mai negativ. Depinde. Efectul care îl resimți tu în biserica în care te afli. Știi? Adică poate fi o sumedenie de lucruri. Eu cred că cel mai negativ, până la urmă, oricând se încalcă cuvântul lui Dumnezeu, e acesta. Da? Când practicăm altceva decât ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune, transmitem un mesaj împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Asta mi se pare extrem de periculos, da? Și asta putem să facem când negăm autonomia bisericii, asta putem să facem când negăm orice doctrină despre biserică sau despre altceva din Biblie prin practica noastră. Spunem una și facem alta. Și atunci ce am făcut? Asta e devastator pentru noi, da? Pentru noi. De aceea Apostolul Pavel, la un moment dat, îi spune la Timotei ca să aibă grijă de învățătura care o dă și de viața lui, da? Deci el trebuie să aibă o viață corespunzătoare, trebuie să aibă o doctrină predicată corespunzătoare. De ce? Pentru că prin felul prin care trăiești, prin felul prin care predici Evanghelia, prin ceea ce spui, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Păi dacă eu nu trăiesc corect după cuvântul lui Dumnezeu și nu predic după cuvântul lui Dumnezeu, pe cine o să mântui? Dacă eu nu cred și nu cunosc Evanghelia și nu o trăiesc, eu nu sunt mântuit? Și cei care mă urmează în sensul că ascultă învățătura mea și aderă la ea, ei nu sunt mântuiți. Asta e foarte periculos. Și ultima întrebare. Aici va trebui un răspuns clar, dar poate și puțin nuanțat. Ai răspuns în partea aia. Presupune în mod necesar autonomia bisericii locale ieșirea din cult? Da. În mod necesar? În mod necesar, da. Din cultul actual, baptist, de exemplu, sau altul care o latură similară, da, necesită. Structura cultului baptist la ora actuală și practica cultului baptist la ora actuală e antibiblică. Nu cred că trebuie să fie mai nuanțat decât atât. Pentru că n-ai ce. Acum, este posibil ca să fie alte structuri care să fie biblice? Da, cu siguranță. Baptiștii de-a lungul istoriei s-au asociat, au colaborat și așa mai departe. Și asta este biblic. Posibil, Biblia permite asta. Dar în condițiile actuale, în cadrul actual care există, în legislația actuală care există în România, da? În legislația actuală în care plasează Uniunea Baptistă ca și un cult, este imposibil ca să respecti autonomia bisericii și separarea bisericii de stat și să faci parte din orice cult. Din orice cult. Pentru că orice cult care caută tratamentul preferențial printr-o lege care, în mod esențial, încalcă libertatea religioasă, de fapt se face vinovat de încălcarea cuvântului Dumnezeu. Da? Nu știu dacă ați înțeles nuanța respectivă. Există o lege nedreaptă, da? O lege nedreaptă care spune voi sunteți culte, voi nu. Da? Voi aveți anumite drepturi religioase și voi le aveți într-un fel, dar numai așa că vă lăsăm în pace, dar de fapt nu le aveți oficial. Da? Asta este o negare a un drept care nu-l dă statul, îl dă Dumnezeu.
Îl dă Dumnezeu. Și orice cult și orice religie spune, dar noi credem că orice om ar trebui să aibă acces la Dumnezeu neîngrădit și neintermediat și neobstrucționat de nimeni, inclusiv de stat. Dar cât timp n-au treabă cu mine și mă acceptă ca și cult, e bine, da? Ăia sunt necredincioși față de cuvântul lui Dumnezeu, sunt oportuniști, sunt lași, da? Și nu să cred în cuvântul lui Dumnezeu, să cred în puterea politică care îi protejează și le acordă anumite avantaje. Ca tare, da, ieșirea dintr-un asemenea cult, inexistența cultelor în România ar trebui ca să fie dorința baptiștilor. Existența, în schimb, a bisericilor locale, autonomia lui Hristos, ghidate după cuvântul lui. Asta ar trebui să ne dorim.